Cine se trezește de dimineață de parte ajunge este o vorbă din bătrân care li se potrivește perfect giurgiuvenilor care s-au apucat să dezăpezească încă de la primele ore ale dimineții. 11 echipe ale poliției locale au acționat astăzi pe raza municipiului pentru a-i depista pe cei ce nu și-au îndepărtat zăpada din fața imobilelor. Noi, tot timpul, noi, în urmă cu 3 zile, noi am mers pe prevenție. Am mers să aducem la cunoștință cetățeanului să-și degajeze aleile, trecerile și trotuarele, dar inclusiv agenților comerciali, care unde dumnealor pot suporta o amendă între 500 și 2000 de ron. O echipă formată din 2 agenți ai poliției locale au acționat pe strada Ice Brătianu din municipiu. Aici, polițiștii au avut surpriza să vadă că cea mai mare parte dintre cei ce locuiesc pe această stradă erau deja în fața curților cu lopețile în mână. Chiar și așa, polițiștii locali au informat pe oameni despre obligațiile prevăzute de lege. Suntem de la Poliției Locale a Municipiului Giurgiu și am venit în primul rând cu rugămintea să vă aducem la cunoștință, fiindcă dumneavoastră aveți până la urmă obligația ca să vă îndepărtați zăpada din dreptul curților, caselor dumneavoastră, dar și agenților economici. Să știți că în primul rând, conform hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 31.1.2013, există această hotărâre unde în cazul în care dumneavoastră nu vă degajați aleile de treceri, atunci veți fi sancționat cu o amendă între 200 și 500 de ron. Da. Însă noi, de când a început această zăpadă, să spunem, noi am venit ca să anunțăm toți cetățenii ca să mergem pe prevenție. Chiar dacă poliția locală a ieșit astăzi să-i amendeze pe cei ce nu au curățat suprafețele din fața caselor, primarul municipiului Giurgiu spune că niciun cetățean nu va fi amendat până în momentul în care orașul nu va fi curățat în totalitate.